dramă inedită. Sora ei și-a pus capăt zilelor când Navine a povestit în cadrul unui interviu că cea mai mare dramă a vieții ei a fost pierderea surorii sale. Ana Voitrouk a murit după ce s-a aruncat de la etajul al 10-lea al blocului în care locuia. Era un subiect delicat. Acum înțeleg că a fost o situație de viață care i-a aparținut tangențial. Am fost martorul vieții ei și i-am internalizat destinul. De aceea nu puteam vorbi pe această temă. Omul care a fost a colapsat atunci. Sistemul mi-a fost copleșit și am cedat. M-am dus imediat la psiholog, pentru că nu puteam metaboliza acea realitate virtuală, a povestit Navine pentru Viva. Navine a avut nevoie de terapie. Terapia m-a ajutat enorm. Sunt recunoscătoare informației pe care am primit-o atunci la nivel intern de a mă duce la terapie. Terapia m-a ajutat să pun situație de situație, una lângă cealaltă, ca să fac lucruri logice ale lucrurilor. Acum am înțeles că suntem martorii destinelor, unii oameni pe care îi iubim dincolo de cuvinte, însă suntem doar martori. Fiecare ființă cu destinul ei. Venim separați, însă venim dintr-un întreg. În meditație, fac conexiunea cu întregul. Când faci conexiunea cu întregul, se schimbă narațiunea situației, virgulă, a mai declarat Navine pentru Viva.